Bun găsit, sunt Alina Sturza și vă invit la știrile Wii Sport. Cea mai titrată echipă din Austria i-a pus gând rău campionei Moldovei. Austriecii au declarat că se gândesc doar la victorie în meciul cu Petrocub Hâncești din Conference League. Partida se va disputa joi seara de la ora 19:45 de minute și va fi transmisă în direct de Wii Sport. Rapid Viena are un lot cotat la circa 42 de milioane de euro. Un singur jucător de la grupare austriacă costă cât toată echipa Petrocub. Rapid a obținut victorii în primele două etape din Conference League, iar joi seara nu concepe să rateze victoria. Jucătorii de la Rapid Viena au fost spionați la antrenamentul oficial de antrenorul echipei Zimbru, Hikmet Karaman. We have two wins. This game on the road is always difficult because it's not at our home ground. So we want to keep pushing for the next. Think about a draw or a loss, we only think about a win. But we know that the opponent is hard to beat. They play with a lot of brave. When they play at home, we know them. I think we have to show our best. What we always want to achieve, and try to keep the 3 points. Mijlocașul lui Rapid Viena, Luis Schaub, are amintiri plăcute după ultimul meci disputat pe stadionul Zimbru. În urmă cu 7 ani, el a marcat golul victoriei pentru Naționala Austriei în meciul cu Moldova. Wir haben uns jetzt die letzten Tage mit dem Gegner beschäftigt und man hat schon auch gesehen, dass sie im ersten Spiel in der Conference League schon auch die Gegner dann hoch angepresst haben, dass sie auch probiert haben Fußball zu spielen. Ja, wir müssen einfach schauen, dass wir das unterbinden, dass wir auch unser Spiel durchziehen wollen, dominant auftreten, Chancen herausspielen, Tore machen und ja, dann glaube ich, haben wir einfach gute Möglichkeiten. Deși este clubul cel mai prestigios din Austria, Rapid Viena n-a mai câștigat un titlu de campioană de 16 ani. Circa 500 de suporteri austrieci vor fi joi seara în tribunele stadionului Zimbru. Partida Petrocub Rapid Viena se va disputa de la 19:45 de minute și va fi transmisă în direct de Wii Sport.